Salut! Sunt Vifra Ganticus și sunt dependent de parfumuri. Azi am să vă prezint o nouă obsesie de-a mea. Zadigenwolder. This is him. Zadigenwolder este o casă de parfumuri relativ nouă. Prima creație a lor a apărut în 2009, iar acesta este o creație din 2016. Cei doi parfumiști care se află în spatele acestui parfum sunt două celebrități din lumea parfumurilor, și anume Nathalie Lorson, care este recunoscută pentru gama Encre Noir de la Lalique, și pe de altă parte Black Opium de la Yves Saint Laurent. Are în total 200 și ceva de creații, deci vă dați seama. Eu n-am mirosit 200 de parfumuri. Ea a creat 200 și ceva de parfumuri, deci e ceva fantastic. Și ca cel co-parfumist pentru acest parfum îl avem pe Aurélien Guichard. El este recunoscut în principal pentru o creație celebră, pentru Versace Eros, plus alte parfumuri, pentru că și el la rândul său a creat peste 100 de parfumuri. Deci sunt doi parfumiști celebri care în niciun caz nu s-au jucat cu notele sau nu s-au jucat cu notele atunci când au făcut acest parfum împreună. Și cred că acest parfum, deși are deja 4 ani, sunt sigur că el va deveni un parfum celebru odată cu trecerea anilor și va fi recunoscut și pus acolo unde este locul, într-un top al marilor parfumuri, zic eu, părerea mea. Deci nu sunt un specialist, dar cred că este ceva superb. Bun, dacă e să vorbim de notele pe care îl compun, sunt 5 note, și anume avem tămâia, vanilia, grefuitul, piperul negru și lemnul de santal. Cei care sunt reticenți la nota de tămâie ar trebui să nu asocieze neapărat tămâia sau mirosul de tămâie cu, eu știu, ritualurile religioase, mai ales cu mormântările în principal, pentru că tămâia este folosită de mii de ani. Dar, într-adevăr, principalul ei scop a fost ritualul religioase, pentru că, în afară de faptul că are un efect purificator, mirosul ei era atât de plăcut încât oamenii îl închinau zeilor, îl aduceau ofrandă lor și apoi lui Dumnezeu în ritualurile noastre de astăzi. Atât în, eu știu, dacă e să intru puțin în religie, deci tămâia este folosită și în ritul ortodox și în cel catolic, dar este folosită și la musulmani. Deci, este recunoscută pentru mirosul său, aș spune eu, unic. Bun, dar în acest parfum tămâia se îmbină foarte frumos cu mirosul de vanilie. Deci dacă vei mirosi de la distanță, dacă treci pe lângă cineva care poartă acest parfum, vei simți mirosul de tămâie și vanilie în același timp. Deci e o combinație foarte interesantă de tămâie și vanilie. Vanilia îi dă un pic de dulceață așa pe fundal parfumului, iar dacă este mirosit aproape de piele, se va simți și nota de piper negru și probabil lemn de santal. În deschidere se simte foarte puțin o notă citrică, care probabil că este acel grefuit din notele pe care îl compun. Deci probabil că el se face remarcat în deschidere, pentru că atunci simt eu o notă citrică, părerea mea. Bun. Deci este un parfum foarte puternic. Are, datorită combinației ăștia de tămâie cu piper negru, la un dat îi dă un aer destul de dark. Deci este un parfum matur, dar dulceața vaniliei îi mai dă așa un aer mai care l-ar face mai prietenos, să zicem. Devine mai prietenos prin nota de vanilie. Dacă aș vorbi despre cui se adresează acestui parfum, v-aș spune că l-am prezentat mai multor prieteni.
care au vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, nu s-ar de 40 de ani. Efectul a fost wow, sau mai bine zis, de la wow până la hai că îți dau banii pe el acum și îți cumperi tu altul. Normal că n-am acceptat. Deci toți au fost impresionați. Sunt convins că parfumul, eu știu, s-ar preta și la cei de 25 de ani, poate și mai jos, pentru că depinde foarte mult de personalitatea ta. V-am spus de fiecare dată că personalitatea e cea care alege parfumul. Dar dacă tu îți dai cu acest parfum să par matur, nu. Trebuie să ai personalitatea pentru acest parfum. Chiar dacă ai 20 de ani și ești o namilă de om și ai un caracter puternic, e normal să folosești parfumul ăsta. Dar dacă ești firav, dacă ești, eu știu, nu, n-are rost, pentru că nu te va ajuta și vei sări în ochi, ia uite-l și pe ăsta. Păi, cine? Nu-i merge chestia aia, nu știu. Mă rog, în sfârșit, deci dacă ai 20 de ani și ești un caracter puternic, pentru că, să fim serioși, au fost eroi care, și în războaie câți, nu? Deci la 20 de ani s-au impus în lupte crâncene și puteau să poarte fără nicio problemă parfumul ăsta. Bun, deci pentru faptul că are această tămâie și piperul negru, are și acea dulceață de la vanilie și e un parfum totuși greu. Sezonul în care trebuie să fie purtat acest parfum neapărat trebuie să fie unul răcoros. Adică, eu știu, începând cu o primăvară timpurie sau o toamnă, iarnă, deci în orice caz să nu fie soare, să nu... Nu. Deci este un parfum care se adresează sezonului rece sau unei... Eu știu, în niște seri după ce a plouat sau, mă rog, asta vara ar fi... Nu, deci vara nu prea merge, mai ales că dacă îl veți purta vara, că vă place vouă pur și simplu și treceți peste chestia asta că este un parfum de sezon rece, să știți că nici el nu va performa foarte mult și voi veți fi apoi dezamăgiți, băi, că nu, cine știe, am cumpărat un fake sau nu este bun, nu durează. Pentru că nu v-ați adresat sezonului care trebuie. Ca longevitate, parfumul ăsta, băi, durează enorm. Deci este în compoziție apă de toaletă, da? Iar încă o dată vă spun că apa de toaletă nu este o apă de ploaie, da? Dar depinde foarte mult de casa care produce acea apă de toaletă, ok? Da, deci acesta rezistă mult. E un campion, e un performer, deci e beast mode. Deci omul ăsta, ca parfum, dacă ar fi să-l, nu știu, să-l văd așa ca o persoană, miroase enorm. Deci dacă te duci cu el, eu știu, la un eveniment și acel eveniment, sau, nu știu, la o întâlnire, dacă durează după miezul nopții, fii sigur că acest parfum va fi alături de tine. Deci, n-ai nicio problemă. Este acolo. Își face treaba, nu e nicio problemă, sau tu nu poți să-ți faci nicio problemă, pentru că acest parfum este pur și simplu puternic, este strong, da? Și proiectează și foarte bine în jurul tău. Dar vă spuneam că la un moment dat are și, eu știu, sunt momente când el este destul de dark, când este greoi, și de asta îl face să fie purtat în general de persoane, sau să zicem, de bărbați copți. Da? Cred că ăsta ar fi cel mai bine de zis, bărbați copți. Da? Deci dacă ești un bărbat copt, parfumul ăsta nu o să te lase la greu, deci poți să mergi cu el la evenimente, la, eu știu, la teatru, la cinema, chestia trebuie să intri în spații mai mari pentru spații care nu sunt atât de bine încălzite și eu știu să se pierdă cumva în mulțime mirosul ăsta pentru că e destul de puternic. La birou, dacă folosești mai multe pufuri, e îngrozitor. Adică tot biroul va ști că tu ți-ai dat cu acel parfum și
dacă cineva nu are un parfum mai puternic ca el, și vă spun sigur că sunt puține parfumuri care să fie mai puternice decât ăsta, da? Deci dacă cineva nu are un parfum mai puternic decât al tău în birou, vei mirosi decât tu. Deci tot biroul va fi acaparat de către tine. Da? Ca vestimentație, este un parfum destul de, cum să zic, pretențios. Nu poate fi purtat la orice vestimentație. Cum vă spuneam, se pretează la evenimente și la evenimente de obicei se poartă, eu știu, o vestimentație mai elegantă. Trebuie să ai ceva, nu știu, un costum, ceva. Cred că ținuta iar trebuie să fie de culoare închisă, mai ales neagră. Cred că la tămâie se pretează un negru și piperul negru, automat îți impun culoarea asta. Deci, sincer, dacă îl veți încerca, și neapărat zic eu că trebuie să-l încercați, pentru că s-ar putea să nu placă tuturor. Eu, cu cei care am vorbit despre el sau cei care le-am prezentat, toți au fost, v-am spus, de la wow până la hai că-ți dai o banii și-ți cumperi tu altul. Deci n-am avut chestii să zic, băi, că nu-mi place mirosul ăla de tămâie, că e cam, nu. Nu, deci wow! Efect wow garantat! Da? Deci, și mai ales din perspectiva faptului că are doi parfumiști celebri care se află în spatele lui, doi creatori foarte, foarte tari, da? Deci parfumul ăsta, vă spun sigur că se va impune din ce în ce mai mult pe piață. Ei încă nu sunt foarte cunoscuți și de aceea cred că mulți dintre voi n-au auzit de el. Eu vă zic să-l încercați și nu veți regreta, va fi un parfum care vă va scoate în evidență și un parfum care vă va însoți pe, eu știu, pe tot parcursul zilei sau al sau cât v-ați propus voi să dureze. Deci dacă, v-am spus, dacă mergi la un eveniment și acel eveniment se sau trece de miezul nopții spre dimineață, parfumul ăsta va fi cu tine. Îl vei scoate cu greu la un duș. Bun. Cred că v-am făcut curioși și sper să-l încercați. Dacă se întâmplă să nu vă placă, lăsați-mi un coment, pentru că sunt și eu curios să vedem cine ce ar avea de spus de rău despre acest parfum. Iar dacă v-a plăcut, lăsați-mi, vă rog, am aceeași rugăminte să-mi lăsați un coment și dacă v-a plăcut, pentru că aș vrea să împărtășesc și eu cu voi, să știu și eu părerile voastre despre un parfum care mie personal îmi place foarte mult. Bun, vă aștept în număr cât mai mare la următorul review. Vă mulțumesc și vă salut și vă îndemn să fiți fresh!